Bună dimineața din nou! Cât se poate de simplu este preparatul meu de astăzi, dar este foarte semnificativ. De fapt, este un sandwich și aveți nevoie de următoarele ingrediente. O pâine de foarte bună calitate, o pâine rustică, de preferință o pâine cu maia, pentru că aceasta constituie baza, de fapt este continentul pe care urmează să așez restul de bunătăți, cum ar fi forme de relief, munți, puține lacuri, am să așez și ceva fructe pe lângă, am să așez și niște brânzeturi specifice țărilor din Europa. Deci, avem nevoie de pâine, în primul rând. După aceea avem nevoie de ouă și lapte, pentru că am să prepar, de fapt, din pâine un French toast. Mai multe tipuri de brânzeturi. România este reprezentată prin clasica brânză Telemea. Avem brânză Schweizer, brânză Roquefort, avem un pic de gorgonzola, cremoza, pentru a reprezenta foarte bine Italia, brânza Brie, pentru a reprezenta Franța. Și restul de brânzeturi le puteți alege dumneavoastră în funcție de gusturile și preferințele dumneavoastră. Știu eu de prin țările de unde, pe unde ați făcut concedii. Mai aveți nevoie de puțină dulceață de trandafir, pentru că cu aceasta voi asezona la sfârșit de tot preparatul meu. Și câteva fructe, de preferință căpșunile, pentru că sunt de sezon și sunt foarte gustoase în această perioadă. Mai multe detalii vă dau pe parcursul emisiunii. Mulțumesc frumos!